socială, dar sunt de acord cu autonomia administrativă, așa cum ne dorim cu toți, așa cum ca ministru am încercat să ducem procesul de descentralizare către teritoriul în mod real. Nu cred că trebuie să exacerbăm discuțiile care deja au pornit și de regulă pornesc mai ales în preajma alegerilor, fie că se întâmplă alegerile în România, fie că se întâmplă în Ungaria, discuțiile care pornesc de la motive etnice. La fel, nu cred că trebuie pus în discuție, în dezbatere, articolul 1 din Constituție. Dar trebuie toată clasa politică să privească responsabil la problemele pe care cred că de multe ori noi politicieni ne generăm. Eu am venit mult în județele Harghita și Covasna. Cunosc mai mult decât alți colegi de la București ceea ce se întâmplă cu oameni, cu românii care trăiesc aici, fie că sunt etnici maghiari sau nu. Și cred că multe din problemele pe care le auzim sau care se creează, se generează în primul rând din interesul politicienilor care reprezintă aceste comunități. Și trebuie privit cu mare atenție ce declarații se fac, pentru că ele pot fi escaladate, așa cum s-a întâmplat acum ceva timp în urmă cu povestea steagului Sfântului Secuiesc. Și cred că orice astfel de subiect trebuie lansat în public eventual, dar după ce există discuții la nivelul clasei politice, pentru că riscăm să inflamăm comunitățile și este păcat. Oamenii aceștia chiar pot trăi împreună bine și pot să muncească pentru prosperitatea comunității dacă politicienii sunt responsabili și sprijină deopotrivă pe români și maghiari să trăiască bine și nu inflamează situația interes electoral. Deci, limba maghiară, limba oficială? Da, cred că este ok cum este acum. Există posibilitatea să înveți în limba maternă. Deci, este, din punctul meu de vedere, cred că este suficientă situația pe care o avem în acest moment legat de utilizarea limbii maghiare în instituțiile publice și de învățământul în limba maghiară. Și modificarea articolului 1 din Constituție? Nu, categoric sunt în acest moment pentru neatingerea articolului 1 din Constituție. Doamna Udeanu.